mergem puțin pe la vecină să vedem ce culege. Suntem în luna lui martie, țineți cont, a? Normal și normal trebuia să-mi fi luat cizmele și eu. Dar aia e. Buongiorno. Ce-l fango? Un bo. Vuoi un po' di verdura? Una. Una. Il freddo l'ha tenuta stretta? Vedi come l'ha ridotta il freddo. E ne, la bianda non va avanti quando è così. Perché la linfa si perde da lì? Sì. Grazie. Ti basta? Sì, 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 mi basta. È interessante questa cosa qui. Però ha fatto freddo, eh? Troppo freddo. Cioè, sono arrivato l'altro ieri qua e c'era in una vasca qui c'era dell'acqua. Tutta congelata. Qua meno 4, meno 5. E non va bene. Specialmente per il limone che l'ho piantato. Ora me ne vado di là. Grazie per... Se ne vuoi ancora te ne posso... No, 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 no. Poi dopo c'è che non mi piace buttarle. Se, no, se non si mangia subito non va bene. Che facciamo, spreco? Non si deve fare spreco, specialmente nei giorni di oggi. Salut, băieți. Da, am trecut puțin pe la vecinul. Interesantă treaba, mai ales că m-am murdărit pe bucanci. Lucrurile s-au schimbat și pe aici, pe la mine. După cum spune și titlul, am plantat primul pom pe acest teren. Aceste terenuri și e un lămâi. Un lămâi care nu știu ce lămâi face. E interesantă treaba, nu? În fine, văd că ochiul vostru cam a atras puțin aici așa în dreapta. Da, am făcut o rampă pentru că aveam nevoie să urc cu camionul. Imediat vă explic și treaba cu lămâiul. Și am curățat pe partea de sus de acolo. Nu se vede cine știe ce de aici pentru că este puțin la umbră și telefonul nu poate să înregistreze până acolo. Da, primul lămâi care l-am plantat. Nici nu mă așteptam să plantez așa ceva în ziua de astăzi aici, pentru că am fost la cineva de la mare, trebuia să scot niște plante de cicas din familia, nu era să zic palmelor, palmierilor, scuzați. Da, și era și lămâiul acesta acolo, proprietarii, vecinii acestei persoane au spus, zice, ce da, poți să-l... Poți să-l scoți și lămâiul acela pentru că nu avansează. Vedem că stă totul totuși pe loc și nu vedem nicio schimbare la el. 2 ani, 3 ani, nu știu de cât timp îl are, oricum vorbeau de ani și lămâiul l-a adus de la un prieten, a fost făcut cadou de un prieten drag lor din Nord Italia. Se zice, dacă te duci la mare acolo, plantează și tu lămâiul ăsta acolo, să ai și tu lămâie. Și... Dacă nu a mers înainte, nu a mers înainte, zice, îl scoatem să plantăm altceva. Ținând cont că eu unul am terenul gol pe aici, ținând cont la câți pomi am scos pe aici, la câți pomi, copaci, bălării am scos pe aici, așa, era și timpul să plantez și eu ceva. Acum, nu, ce pot să zic? Asta o să trebuiască să fie protejat, pentru că după cum ați văzut, vecinul a spus că temperaturile sunt minus 3, minus 4 grade pe zona asta pe aici, deci pe timpul iernii el trebuie acoperit. E o pânză dracea albă care respiră plantele prin ele și trebuie pusă pânza aceea, astfel încât să fie acoperit și protejat de frig. Asta o să le vedeți cu timpul, bineînțeles. Am înregistrat aici, stați liniștiți. Am înregistrat totul de aici, am înregistrat și partea de sus. O să înceapă partea de sus de acolo. O să vă rog și unele chestii, dar așa, sunt multe lucruri de discutat. Cu timpul o să le vorbim pe toate, pentru că, din păcate, timpul e la care este și
Lipsește. Deci mie unul îmi lipsește cam o lună de zile în calendar. Și aia e ce pot să fac. Trebuie să mă duc și la muncă, trebuie să curăț și pe aici. Am foarte multe de lucru de făcut. Scule de aranjat, scule de ale mele de aranjat și familie, timpul meu liber, care na, trebuie să mă recrez și eu puțin la creier, care n-am mai făcut-o de o grămadă timp și așa mai departe. Bun, cam atât pentru moment. Am vrut să vă arăt și vouă cât de cât pe aici se întâmplă, cum se întâmplă. Ați văzut și voi frigul ce a făcut pe aici. Cel puțin aici crește. În România nu crește nimica. Și cam atât. Da. Sper să fie totul cât mai bine. În fine, cam atât pentru moment. Ne vom auzi pe data viitoare. La revedere!